Salut, Romeo, mă numesc. Astăzi o să vă arăt cum instalez compilatorul C++ pe calculatorul meu. O să folosesc utilitarul creat de cei de la Borland. Este un utilitar gratis cu compilator în linie de comandă. Îl găsiți pe internet. Tastând simplu C++ download. Primul link care vi-l afișează este cel care ne-l trebuie. Download fișier. Sunt de acord. Așa se numește executabil Free Command Line Tools. Nu o să-l descarc pentru că eu deja l-am descărcat. Astfel mă duc pe desktop și îl instalez. Încep instalarea. Next, se instalează pe partiția C, îmi convine să rămân acolo, îl las exact în această cale, finish, mă avertizează că nu este creat folderul și îl va crea, a început instalarea. Instalat cu succes. Mai departe o să execut câteva chestii care o să vă rog să urmați exact cum le fac eu. Sistemul de operare pe care eu îl instalez, după cum vedeți, este XP. Contează din acest moment pașii, câțiva pași sunt diferiți de la un sistem de operare la altul. Acesta este pentru XP. Pentru Windows 98 e vorba de un fișier autoexec.bat care este PC. Nu o să vă arăt opțiunea pentru Windows 98, probabil că nu mai sunt foarte puține stații. Deci, cum spuneam, trebuie să declarăm o variabilă de sistem pentru acest compilator. Deci, încă o dată vă arăt proprietăți, mergem la Advanced și jos avem Environment Variable. Aici, atenție, pentru că puteți și strica. Alegeți opțiunea Pet, Edit, iar la capătul acestei, după cum vedeți, este destul de lungă. Aici, în capăt, o să scriem în felul următor. Odată punem un punct și virgulă pentru că am nevoie de el. Și, vă scuzați, ca să nu scriu de mână, vin în folderul pe care s-a instalat el, până în bin, până aici, copiez calea asta, copii, revin aici după punct și virgulă, fără a lăsa spațiu, control V și dăm OK. OK și OK. Mai departe configurăm două fișiere config în BC Borland BCC55 în folderul bin, căutăm fișierul BCC, îl punem în format listă să ne fie mai ușor. De fapt, nu o să-l găsesc pentru că trebuie să-l creez. New file și îl denumim fișierul bcc32.cfg de la config. Ok, config, îl deschidem. Open, n-am niciun program asignat lui, deci o să-l deschid în Notepad, îmi convine și așa, să-i scriem următoarele două linii. Foarte important să păstrați litere mari, respectiv litere mici în scriere. Aici, în continuare, o să pun aceeași adresă, care am pus-o și la variabilă. Și continui, șterg și continui cu acest folder. Închidem paranteza, copiez rândul și îl mai scriu încă o dată, modific în loc de IL și în loc de include voi scrie lib. Pe scurt, ca să vă explic ce înseamnă, acest minus i vine de la include, acest minus l vine de la
lib, library, el va citi acest config în momentul când executați compilatorul și va ști în care fișiere se află clasele și care sunt librăriile. Practic va ști calea sursei compilatorului. Asta e toată șmecherea cu configul pe care l-am creat. Am închis. Repetăm aceeași operațiune pentru încă un fișier config, care îl vom redenumi ilink32.qfg. Open, îl deschidem din nou cu notepad-ul și scriem doar o singură linie. Îl copiem din acest config și luăm doar linia cu folderul lib. Ok. Save și închidem. Pentru a avea un mod mai ușor de a compila și de a vă gestiona scripturile, e de preferat să vă creați în folderul Borland, presupunem aici, Borland BCG55, un alt folder unde să scrieți stuff, le dumneavoastră scripturi. Și deschidem Start Run CMD, Command Prompt-ul, navigăm până în adresa Borland BCC55. De fapt, lăsăm varianta cu folderul, o să vă arăt, stați că am ieșit din optimizatorul meu. Așa. O să vă arăt cu un folder creat pe desktop, pentru că variabile sunt oricum înregistrate, cea pe care mai devreme am pus-o în acel câmp de variabilă, ar trebui să funcționeze execuția compilării de oriunde din Command Prompt. Și este poate mai practic să gestionați fișierele pe desktop decât pe calea asta mai stufoasă. Creăm un folder aici, deci pe în Command Prompt sunt în calea desktop, după cum vedeți, și creez un folder numit test sau stuff, să fie același. A apărut, după cum vedeți aici jos în dreapta, intru în el cu comanda QD și dau un dir și o să văd că este gol, 0 byte, nu este nimic în el. Șterg conținutul Command Prompt-ului și să testez un script, să vedem dacă reușim să compilăm ceva. Navighez în Windows Explorer pe desktop și creez un folderul staff nou creat și creez un fișier și îi dau un nume relativ ușor, să zicem test. .qpp. Qpp vine de la extensia C++. Așa. Îl deschid și încerc să scriu în el o parte a scriptului. Dumneavoastră puteți edita scriptul cu un editor de scripturi sau chiar în subdos. Este aplicații care lucrează subdos pentru editarea scripturilor, dar eu cred că este mai ușor sub mediul Windows decât sub acel DOS pe care știm de la școală. Deci, ziceam că scriu scriptul. Am terminat de scris scriptul. O să vă povestesc pe scurt cam despre ce este vorba. Include, precum îi spune și numele, include clasele pe care va urma să le, librările, de fapt, pe care va urma să le ruleze. Fiecare librărie conține funcțiile, clasele respective. Acel namespace stt este un fel de platformă, un fel de, ca și framework cu .NET, mult mai mic. Sunt destul de multe namespace-uri, se pot și crea în C++. Acesta este cel standard. Dacă nu l-aș scrie, deci pot și fără a îl scrie, implicit este considerat ca și namespace-ul care se încarcă
atunci o să trebuiască să folosesc sub această formă comenzile. Așa. Punct și derulă. Practic fiecare script în C++, o să vedeți în C#, se pornește cu o metodă principală, o metodă așa numit constructor. Aici main în C++ o să folosiți tot timpul această metodă sub numele de main. În cazul acestui main, tipul de variabilă care se va returna este de număr întreg, astfel init s-a setat înaintea lui main. Se poate vorbi aici de mai multe chestii de accesibilitate, dar o să vă arăt practic doar modul cum se rulează, cum se instalează, urmează să vă arăt cum se compilează. Deci vorbeam de această metodă main care este principală în C++, C# și așa mai departe. Altfel se numesc în celelalte, dar aici păstrăm denumirea main. O să trebuiască și dumneavoastră să păstrați. Void, în cadrul metodei main, ne spune ce anume argument are nevoie. În acest caz nu are nevoie de niciun fel de argument. Aici, dacă tastam init a, de exemplu, aveam nevoie de o variabilă tip întreg a, pe care să o declar la rularea executabilului care va fi creat după compilare. Și în cadrul acestei metode se folosesc două comenzi, return, cum și știți, returnează 0, adică nu se întâmplă nimica, este ca și un fel de exit, iar caut este o comandă de afișare în consolă, deci atenție, afișare în consolă, și avem stringul care îl afișează. Acest /n este practic un new line, notarea din C++ pentru și din alte programe de scripting care generează o linie nouă. Închide linia curentă și sare la următoarea linie. Deci cam asta ar fi cel mai simplu script. Îl salvezi și, cum ați văzut mai înainte, eu am încercat să navighez în folderul B, în C, Borland. Asta nu pentru că vreau eu să execut compilarea de acolo, pentru că, v-am spus, variabila este deja înregistrată, calea folderului bin este deja înregistrată, toate executabile din acest folder sunt înregistrate acum, în acest moment, în sistemul de operare, astfel se pot rula de oriunde. Doar că am nevoie de fișierul acesta pe care l-am salvat, pe care, în cazul acela, vreau să-l pun acolo, în folderul acela, staff. Acum, în schimb, sunt în ce documente se fi tutorial desktop staff, deci sunt în folderul în care există fișierul test.kpp salvat și rulez. Rularea e simplă, bgk32 spațiu și scriu test.kpp. Dacă nu avem niciun fel de eroare, nu ne va avertiza, de altfel va spune Enter. Și după cum vedeți, nu este niciun fel de eroare, s-a creat un fișier, îl vedeți aici. Acestea sunt fișiere temporare, ne interesează executabilul pe care îl și rulăm. Să vedem dacă funcționează. Scriem doar un test simplu, exe deja în subdos este implicit înțeles, enter. După cum vedeți, se afișează un hello world și se lasă o linie nouă, o linie goală. Cam asta ar fi. Dacă totuși o să doriți să aveți modul de editarea fișierilor, cum le editați și la școală, la facultate, de exemplu, acolo editându-l într-un format subdos, nu trebuie să faceți nimic, doar să navigați, acum după cum vedeți cursorul meu este pe C, navigați în folderul unde este fișierul, scriptul salvat, asta fac și eu acum, și staff. Da. Și doar scriu edit spațiu test.kpp enter. Și după cum vedeți, forma ferestrei este exact ceea ce pe care o știți de la școală. Putem să o
setăm full screen, dacă dăm aici în partea stângă sus, în colțul ferestrei, click dreapta proprietăți, mi se deschide o fereastră unde am opțiunea de full screen. Nu o să salvez full screen pentru că automat mi se oprește captarea. Nu funcționează programul nostru de captare video în full screen, în DOS. Toată imaginea se transformă în DOS și aveți exact aceste meniuri care funcționează chiar cu mouse-ul, unde puteți să editați, să scrieți, să salvați, după cum vedeți, și ulterior să îl rulați de aici. Aveți o comandă, cam atâta, cu scriptul CPP, C++. Dacă o să doriți să editați, cum am spus, sub mediul Windows, sunt programe gen Notepad++, de exemplu, care este un program foarte util în astfel de tipuri de programe, ulterior să-l compilați în linia de comandă. Vă mulțumesc mult, ne auzim în tutorialele următoare.